Cam mai să vedem pentru ziua de duminică 15 august, la mulți ani tuturor care își serbează astăzi onomastica. Hai să vedem energia cărților de tarot. Foarte frumos, uite aici avem roata norocului, o arcană majoră foarte importantă, foarte frumoasă, care ne arată că lucrurile se îndreaptă în viața ta, este și norocul pe strada ta, în calea ta. Aici te așteaptă niște lucruri foarte frumoase în viitor. Și chiar dacă nu-ți dai seama de ce anumite persoane apar în viața ta, de ce se întâmplă anumite lucruri, de ce ai fost pusă să lucrezi pe anumite proiecte, de ce ai fost pusă în niște conjuncturi, în niște situații, aici să știi că Universul lucrează în spate, Divinitatea trage sforile în spatele cortinei, astfel încât să aranjeze lucrurile pentru binele tău suprem. Ai încredere în Dumnezeu, ai încredere în Divinitate, ai încredere în Univers, pentru că aici norocul este de partea ta. Și chiar dacă tu nu înțelegi de ce Universul funcționează după regulile, după legile după care funcționează, asta nu înseamnă că nu se întâmplă lucruri pozitive pentru tine. Trebuie să ai mai multă încredere și să renunți puțin la nevoia de a controla toate aspectele vieții tale. Lasă loc și pentru puțină magie. Lasă loc și pentru necunoscut. Lasă loc ca să fii surprinsă de bunătatea Universului, de oamenii din viața ta, de frumusețea lumii înconjurătoare. Cu această carte vreau să subliniez că lucrurile care se întâmplă astăzi în viața ta sunt lucruri menite, sunt lucruri sortite, sunt lucruri care au fost scrise cu mult timp în urmă, înainte ca tu să te naști. Sunt lucruri care trebuie să se întâmple și sunt lucruri care o să aducă în viața ta echilibru, pace, armonie, dragoste, stabilitate financiară, sănătate, o să-ți aducă doar lucruri pozitive. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea de tarot și vrei să vezi mai multe etalări, inclusiv etalări lunare pe zodii, te invit pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!